Începem știrile cu o informație de ultimă oră oferită de Departamentul de Stat american. Fostul deputat democrat Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi nu mai pot solicita viză pentru Statele Unite, acolo unde se presupune că s-ar afla acesta. Și secretarul de stat american. Această știre 2020, această știre nu ne lasă reci, această știre pe toți ne doare ca o infecție între picioare. Yo! De când Filip a demisionat, Bruce și tu te-ai evaporat. Prin Interpol te-am căutat, dar tu în Miami ai aterizat. Botnar, Tuțu și Cușor au dispărut și ei din vizor. Hurcanii tu i-ai aruncat, doar pe Dodon de ce ni l-ai lăsat. Plahotniuc, Plahotniuc, ai intrat în Balamuc. Toți credeau că ești un tank, dar tu ai devenit un banc. Plahotniuc, Plahotniuc, te-ai umflat ca un bulbuc. Tu în istorie ai rămas cel mai mare. Plahotniuc, Plahotniuc, ai intrat în Balamuc. Toți credeau că ești haiduc, tu te-ai spart ca un bulbuc. Șterge de la nas un moc, mărși după gratii hăbăuc. Plahotniuc, Plahotniuc, ai intrat în Balamuc. Toți credeau că ești haiduc, tu te-ai spart ca un bulbuc. Ca un bulbuc, Plahotniuc. Bulbuc, 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 bulbuc. De când tu, Plaha, ai plecat, multe în țară s-au schimbat, s-au schimbat. Avem guvern tehnocrat, pe Dodon nimeni nu l-a mai suspendat. Mulți lingăi te-au părăsit și partidul a sărăcit. De ce în America să fii investitor? De ce? Vino în Moldova, ne